Salut, mâna, doamnelor și domnișoarelor, bună seara, domnilor, bună seara și bun venit la Dincolo de Sport. Dacă în emisiunea anterioară am vorbit despre organizarea campionatelor europene de gimnastică, astăzi a venit rândul sportului în sine. Vom aborda din punct de vedere sportiv aceste campionate europene care vor începe mâine și cine mai potrivit să ne însoțească în această incursiune decât antrenorul coordonator al loturilor naționale și olimpice, domnul Nicolae Forminte. Domnule Forminte, bine ați venit la Dincolo de Sport. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră în preziua campionatelor europene. Bănuiesc că sunteți ocupat în această perioadă. Da, aș putea spune că sunt mai puțin ocupat decât sunt la Deva Mod obișnuit, pentru simplu motiv că aici însoțesc decât două sportive în mod special și urmăresc alte două sportive. În timp ce la Deva lucrez cu un număr de 24 și atunci problemele se multiplică pentru fiecare, dar e normal să fiu ocupat în ajunul începerii unui campionat european și încercăm să ajustăm din mers ce se mai poate ajusta acum pe ultima linie. Ați pomenit de faptul că însoțiți fetele de la Deva și că urmăriți două dintre evoluțiile unor sportive. Este vorba aici de cele două sportive care se antrenează separat, Larisa Iordache și Cătălina Ponor, da? Da, domnișoara Ponor și Iordache, ele au optat sub o formă de pregătire individuală cu antrenor personal, având în vedere vârsta pe care o au și preocupările extra sportive pe care au, care nu pot fi în consens cu cele ale noului val de gimnaste care vin, care sunt mult mai tinere și încă se găsesc la vârsta școlară, liceală, și atunci era o mare distorsiune, spun așa, între preocupările celor două categorii de gimnaste. Sunt antrenorul coordonator al lotului olimpic și național cu pregătire la Deva și am avut pentru acest campionat european sarcina să supraveghez și să îmi exprim punctele de vedere la antrenorii personali pentru celelalte două sportive. Un antrenor cu multă experiență, ați participat la nenumărate concursuri, aveți în palmares peste 100 de medalii olimpice, europene, mondiale. Domnule Forminte, ați luat legătura cu orașul, ați luat legătura cu sala, ați participat la primele două zile de antrenamente. Sub ce auspicii vor începe campionatele europene din România? Deci, în primul rând, vreau să felicit oficialitățile din Cluj că au realizat o astfel de infrastructură sportivă care pot să spun că este la nivelul oricărui oraș european, că au pus la dispoziția gimnasticii toate facilitățile și utilitățile necesare de desfășurarea astfel de competiții. Vreau să spun că sala este impresionant de frumoasă și de bine organizată. Comparabilă cu ce ați văzut prin țări străine? Nu este nicio diferență. Dacă aș spune că este una dintre cele mai frumoase săli, aș fi acuzat de subiectivism, ceea ce mi se pare firesc, deoarece sunt român și atunci e normal să mi se pară mai frumos la mine în țară decât în alte locuri, dar mă bucur că, în sfârșit, datorită Clujului, România este capabilă să organizeze o astfel de competiție. Să sperăm că încet, încet și alte orașe din frumoasa noastră țară va ajunge să aibă niște infrastructuri sportive de această anvergură, astfel încât competiții de genul acesta, indiferent de ramura sportivă, se poate desfășura pe tot cuprinsul țării. Eu sunt fericit și bucuros că mă aflu la Cluj. Cluj este un oraș de suflet pentru mine. Deși sunt constanțean, aici mi-am finalizat o parte din studiile mele. În prezent sunt doctorant la școala de doctorat din Cluj, deci sunt legat de foarte multe
lucruri de acest minunat oraș și de foarte mulți oameni minunați pe care i-am întâlnit aici. Deci pot spune că sunt oarecum acasă. Așa cum mulți dintre cei care practică sportul și nu numai s-au legați de sport, sunt legați și academic prin Facultatea de Educație Fizică și Sport de acest oraș. Da. Domnule Forminte, haideți să intrăm în materie, cum spunea Caragiale, și să vă rog să ne spuneți câteva lucruri despre prezența sportivelor de la Deva, pe care le cunoașteți îndeaproape, le păstoriți, le îngrijiți, pentru că ele sunt, așa cum spuneați, foarte tinere și acolo la Deva le sunteți și tată și mamă. Deci ce pot să vă spun? După nefericita experiență petrecută în ciclul olimpic care doar ce s-a terminat cu finalitate la Rio de Janeiro, unde din păcate gimnastica românească n-a putut să fie prezentă nici la nivelul echipei feminine, nici la nivelul echipei masculine. Pentru a doua oară mi-a fost încredințată sarcina de către Federația Română de Gimnastică de a reconstrui o nouă echipă reprezentativă. Este firesc ca acest lucru să se petreacă începând cu gimnaste mai mici, cu juniare, care încet încet trebuie să fie pregătite ca să preia sarcinile senioarelor. Din păcate, la nivel de senioare care pot emite pretenții la medalii, au rămas decât două și de cunoaște toată lumea, Caterina Ponor și Larisa Iordache. Amândouă sunt gimnaste pe care le cunosc foarte bine, amândouă sunt gimnaste pe care acolo revoluție am urmărit-o. Personal vreau să le felicit pentru tăria de care dovadă în a continua într-o disciplină sportivă foarte grea, foarte complexă, foarte dificilă și să-mi exprim dorința că tot acest efort al lor va fi răsplătit pe măsură aici la aceste campionate europene. Ce privește gimnastele pe care le pregătesc la Deva, sunt un număr de 23 de tinere gimnaste cu vârste diferite, cu nivel de instruire diferit, cu obiective de instruire și de performanță care stau în față, iarăși diferit în consens cu reglementările de regulament care există atât la junioare cât și la senioare. Cert este că toată această masă de fetițe, de gimnaste, de elemente, de perspectivă să am inspirația în a descoperi și a crea împreună cu colectivul tehnic pe care îl coordonez acea echipă care să aibă forța să readucă România acolo unde este locul în primele patru naționale lumii. Și fetele cu care ați venit la Cluj-Napoca? Deci fetele care au venit la Cluj-Napoca sunt două junioare care au făcut vârstă de seniorat. Este primul lor competiție la nivel de senioare. Sunt două dintre componentele echipei de junioare de anul trecut care la Berna au venit pe locul 3 la campionatul european pentru junioare. Sunt două gimnaste care vor trebui să-și învingă temerile și nesiguranța sau neîncrederea în forțele proprii și să crede din nou în frumosul vis al gimnasticii românești. Două gimnaste în care eu am încredere și sper să reușească să-și învingă emoțiile astfel încât să-și prezinte exercițiile și, în mod sigur, atunci vor veni și satisfacțiile. Privind înapoi, fără furie, ca să cităm titlul unui film, s-a întâmplat ceva în ultimii ani în gimnastica românească. Gimnastica românească a pierdut câțiva ani, așa încât există o distanță destul de mare între Caterina Ponor, Larisa Iordache și fetele care vin din urmă. Parcă lipsește o generație acolo. O să sunteți, cum să spun eu, foarte elegant. Eu zic că lipsesc mai multe generații acolo. Din păcate, ultimele trei generații de junioare care au venit n-au fost capabile să se ridice la nivelul așteptărilor. Cauzele pot fi multiple. Eu aș pune accentul pur și simplu pe o cauză care mereu este ocolită și eu mereu voi aduce în discuție, pentru că, din păcate, continuăm să avem prost obicei de a pune carul înaintea boilor și ne minunăm că nu urcă căruța dealul.
lipsa acută de specialiști foarte bine instruiți și foarte bine motivați, pentru că eu susțin cu tărie că noi încă la nivelul secțiilor de cluburi, antrenorii și profesorii pe care mai avem încă în sistem, nu sunt, să spun așa, conectați în noul cod de punctaj. Nu cred că au înțeles foarte bine care sunt cerințele acestui nou cod de punctaj și, din păcate, nu este doar vina lor, mai degrabă este vina celor care stabilesc criteriile de apreciere a muncilor, iar aceste criterii de apreciere nu sunt în consens cu noile cerințe. Și atunci se produce o sincopă între ceea ce li se cere, de exemplu, în cadrul Ministerului Educației și Cercetării la cluburile sportive școlare, care au propriile cerințe și propriul sistem de evaluare al activității profesorilor, și cerințele și statutul Federației Române de Gimnastică, care sunt în consens cu noile reglementări. Și atunci apare această disincronizare între obiectivele de instruire, de unde apar aceste generații care nu corespund exigențelor din ziua de astăzi. Și creează acest hiatus. Cine ar trebui să instruiască pe acești profesori, deci, pe acești antrenori? Acești antrenori ar trebui să fie instruiți, în accepțiunea mea, de puținii antrenori existenți încă în țară cu experiență și cu rezultate, care sunt foarte bine conectați la activitatea reală și practică din sală. Acești antrenori ar trebui să aibă un acces și un control mai mare din partea celor care răspund de activitatea lor. Ca să mă opresc, aș spune că din 90 încoace a dispărut o verigă în cadrul cluburilor, atât cele ale Ministerului Tineretului și Sportului, cât și cele ale Ministerului Tineretului și Învățământului și Cercetării, MEC-ului, în sensul că a dispărut îndrumarea și controlul. A dispărut îndrumarea și controlul, și atunci cam fiecare merge pe premisa, știu eu ce fac. Și că eu le știu pe toate și dacă am nevoie de informații, le găsesc pe internet. Problema este că pe internet, pe YouTube, circulă o grămadă de informații, da. Și ți-e lipsește exact acea pregătire care să-ți permite să selectezi ceea ce este bun și valoros din volumul acesta mare de informații care se vântură prin intermediul internetului. Eu personal consider că acestea sunt doar câteva elemente care ne-au adus situația de astăzi. Și aștept cu nerăbdare ca să ia măsuri ca să se reglementeze în primul acest aspect, acela al pregătirii cadrelor. Fără cadre pregătite și motivate, n-ai nicio șansă să readuci copiii în sală. Asta ar fi un aspect. Celălalt ar fi cel al părții financiare, în care părintele trebuie să subvenționeze foarte mult din pregătire acum, chiar dacă se spune că sport, învățământ, cultură, sănătate sunt gratuite. Ele sunt gratuite într-un anumit procent. Ca să vii la costurile reale, trebuie să completezi tu ca familie. Ori nivelul de trai probabil nu este suficient de ridicat în toate familiile care au dorința să-și îndrume copilul către această disciplină sportivă. Și atunci, cred că am mai dat de un hop. Da? Cel financiar. Și ele pot continua, dar rostul meu nu e de a face o analiză, rostul meu este să găsesc din aceste 23 de fetițe care le am în pregătire la DEVA, acele elemente. Am supărat pe cineva, m-a fost criticat într-un interviu că le-am numit elemente. Păi, domnișoara în cauză care a scris articolul nu a realizat că toți suntem niște elemente. Ale unei mulțimi. Ale unei mulțimi, da. Deci, din aceste, să le spunem, fetițe, gimnaste, eu folosesc mai rău termenul de gimnastă pentru că sunt foarte pretențios. Ca să te numești gimnastă înseamnă chiar trebuie să faci gimnastă la un anumit nivel ca să fii gimnastă în accepțiunea mea. Până să te numesc o gimnastă înseamnă că ești o pretendentă la această calitate. Și să găsesc acele gimnaste capabile să însumeze
toate acele calități care să o ducă către o echipă puternică și valoroasă pe plan internațional. Aveți în grijă la DEVA peste 20 de sportive. Apreciați că măcar acum sau de aici încolo sau cu aceste peste 23 de sportive România, gimnastica românească are un viitor mai bun? Să nu fiu foarte optimist. Deci eu apreciez dacă la primul mandat în care am fost zic așa, numit să conduc destinele echipei naționale, n-am spus-o pe șleau, sperând că ceea ce am făcut eu în 2005 nu era altceva decât să dau un răgaz structurilor din spate sau sistemului din spate să se adapteze la noul cod de punctaj. Lucrurile nu s-au întâmplat așa cum am gândit eu că ar fi logica firească a lucrurilor să meargă. Sper că în acest al doilea mandat declar public că rostul meu este tocmai ca să opresc acest declin în primul rând. Am coborât la vale, important e cât coborâm și prin unde ne ducem. Rostul meu cred că este acela de a opri acest coborâș și să încerc cu forțele mele și a colegilor mei și a acestor tinere gimnaste să ridicăm din nou piatra pe dealul Golgotei, de căzut caz repede și ușor. Mai greu să reurci tot acest munte al performanței. Și sper, din tot sufletul, că înapoi a noastră, în acești 4-5 ani care cred eu că îi voi da ca și perioadă de reașezare a activității în cadrul gimnasticii românești, să cei care răspund de ea să găsească soluțiile optime încât să reașeze exigențele și activitatea pe parametrii necesari unei noi evoluții a gimnasticii românești. Domnule Forminte, de-a lungul timpului am avut experiențe în care rezultatele extraordinare ale sportivilor români au produs o emulație. De la Ilie Năstase și Ion Țiriac, atunci când aproape toți copiii voiau să joace tenis, la Nadia și generațiile următoare pe care le-ați pregătit și dumneavoastră de-a lungul timpului, au fost multe fetițe și băieți care doreau să facă gimnastică. În ultima vreme, probabil, într-un proces invers, numărul celor care doresc să facă gimnastică, al copiilor, al părinților care vor să-și ducă copiii la gimnastică, a scăzut. Discutam ceva mai devreme, înainte de această emisiune, de entuziasmul general care înconjoară aceste campionate europene de gimnastică de la Cluj-Napoca, despre faptul că există un optimism, ponderat sau nu, în rândul mass media, în rândul celor care vorbesc despre acest lucru. Considerați că această realizare, această oportunitate de organizare a campionatelor europene va reprezenta un astfel de imbold pentru mai mulți copii să se îndrepte spre gimnastică? Personal, cred că... Ar putea însemna asta un început? Da, sunt niște cuvinte frumoase. Un nou început, un nou sfârșit, un nou mijloc, nu știu, Eu sper din suflet ca toată această prezentare a gimnasticii în totalitatea intimității, ca să numesc așa, să fie un mesaj și un imbold către mișcare, în mod special către gimnastică, deși am rețineri mele pentru că ați dat exemplu celor doi super sportivi ai României care au creat emulația aceasta, dar ei au creat-o la niște generații care erau mai mult învățați cu mișcarea. La niște generații cărora li se făcea educație sportivă în cadrul școlii. Mă tem că ajungem la a treia problemă din cele enumerate. Da, deci a treia problemă este aceea că tineretul nostru, din păcate, este mult mai sedentar. Este mult mai sedentar și asta datorită faptului că în programa școlară sau în cadrul învățământului, lecția de educație fizică și în care se poate crea o cultură sportivă și se poate crea o dependență de mișcare, cum spunea Caragiale, e suprimă, dar este și cu desăvârșire. Deci
am găsit tot felul de motivații, tot felul de explicații de ce reducem numărul de ore de educație fizică în școli, de ce nu mai sunt obligatorii, tot felul de astfel de situații anormale, pentru simplu motiv că mișcarea, educația fizică este un pactul care ține de siguranța națională, sau ar trebui să fie unul care să țină de siguranța națională, pentru că o națiune care nu este puternică fizic și mental este o națiune slabă, indiferent de ce dotări dispune. Eu sper din suflet că acest eveniment și toată promovarea făcută gimnastică în această perioadă să aibă un ecou în rândul părinților și a copiilor, să se îndrepte din nou către sălile de gimnastică, unde sper din suflet să găsească acei specialiști super pregătiți, super pedagogi și super motivați, încât să reușească să le înzecească plăcerea de a face, de a practica această disciplină sportivă și să o facă cu tact și cu răbdare, astfel încât să nu-i sperie. Pentru că este o disciplină sportivă grea și nu oricine poate să gândească către performanță în această ramură sportivă. Cele candidate pentru performanțe trebuie foarte bine evaluate și cântărite și îndreptate către performanță efectiv decât acele fetițe care au această dorință și au acele calități necesare performanțe. Revenim punctual la campionatele europene de gimnastică, deși în discursul dumneavoastră mi-am adus aminte de faptul că acum 60 de ani, când România organiza pentru prima oară campionatele europene la București, disciplina educației fizică se numea de fapt gimnastică și este interesant arcul peste timp. Revenind însă la campionatele europene care vor începe mâine, poate că este complicat să vă cer o apreciere cu privire, dar e natural, jurnalistic, o apreciere cu privire la șansele de medalii ale echipelor românești. Este clar că vorbesc acum numai numele fetelor, deși dorința și gândul meu că se îndreaptă și la băieți, este clar că prin evoluția celor două gimnaste foarte experimentate, mă gândesc la Cătălina Ponor și la Larisa Iordache, România are șanse de la medalii. Sper într-o sufletul că cele două juniare, foste juniare, tinere, senioare, să facă un concurs de calificare bun și după aceea, dacă reușesc să prindă echipa finală la individual compus, să fie capabile să se autodepășească. Deci, este clar că România are șanse la medalii. La câte medalii, ce culoare, este o altă discuție. Este clar că nu mai ne găsim în postura în care să spunem că probabilitatea de a lua medalie este de 99,9%. Din mai multe considerente. Pe de o parte, datorită situației în care ne găsim, dar și datorită faptului că foarte multe alte națiuni au progresat enorm de mult. Pentru că când vorbesc de gimnastică de performanță, pe lângă gimnaste, antrenori pregătiți, condiții pecuniare, mai există și tehnologia aparatelor și a aparatelor auxiliare ajutătoare care se găsesc în sală, care sunt într-o permanentă dezvoltare și dacă nu ții pasul cu ele, atunci te afli în dificultate, pentru că progresul este condiționat și de acest aspect. Deci eu sunt, ca să spun așa, optimist în ce privește obținerea unor medalii. Acum, rămâne de văzut câte vor fi ele și de ce culoare vor fi. E greu să faci o astfel de predicție. Personal, nu intru în categoria antrenorilor optimiști. Eu, după ce mă dau jos de pe podium, mă gândesc dacă am avut șanse sau nu. De altfel, bucuria mea ține exact atât cât durează evenimentul acesta, acela de festivitate de premieră.
Cu atât mai importante sunt aceste predicții, cu cât în ceea ce privește obținerea unor medalii de către fetele noastre, cu cât vin din partea unui pesimist, așa cum singur v-ați clasificat. Da, eu sincer vă spun, nu mă lansez, nu sunt un om foarte optimist, prefer un realism rece și să dea Dumnezeu să spună, Doamne, te-ai înșelat. Dar mă bucur că m-am înșelat, să fiu eu cel care trebuie să zic, mă bucur că m-am înșelat. Trecem într-un moment greu, sunt șanse reale cu cele două gimnaste și celelalte două tinere pot face surprize, depinde foarte mult de capacitatea lor de a-și învinge emoțiile și de a nu-și exacerba dorințele, că în mod sigur și ele își doresc medalii, dar vedeți că trebuie să ții mereu așa, gimnastica e un sport foarte... foarte sensibil. Trebuie să păstrezi un echilibru foarte stabil și foarte exact între dorință și putință. Pentru că dorința prea mare poate diminua putința. O putință nebine calculată poate genera accidentul. Și atunci, pentru o gimnastă tânără, preferabil e să nu riște să accidenteze, pentru că ciclul olimpic doar ce a început și atunci e un drum lung de parcurs până la Olimpiada de la Tokyo. Ori obiectivul final al acestei generații este acea Olimpiadă. Domnule Nicolae Forminte, vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, bucurându-ne împreună și de prezența fostelor noastre eleve, unele dintre ele, a Nadiei Comăneci, a Andrei Răducan, a atâtor gimnaste care, iată, au venit aici la Cluj-Napoca și ne bucură, așa cum spuneam, prezența lor. Vă mulțumesc tare mult încă o dată pentru că ați acceptat să veniți aici la noi într-o perioadă aglomerată. Dragi prieteni, vă invităm cu toții, pe cei care puteți, la sala polivalentă. În următoarele zile, mâine și poimâine, vor avea loc calificările. Am înțeles și este adevărat, mai sunt bilete disponibile, câteva, așa încât grăbiți-vă, pentru că este foarte important să vedeți pe viu cum arată un campionat european de gimnastică, cum arată o astfel de competiție pe care până acum am văzut-o numai la televizor. Emisiunea noastră continuă. Boxul am început în 1966 la Sibiu, sub îndrumarea maestrului Negre Nicolae. Și pe urmă, după ce am terminat cu profesionala la Sibiu, am prins niște locuri libere că trebuia să dai o secție în funcțiune. Meseria mea de bază era forjor tratamentist și nu s-a fost dată în funcțiune și atunci ne-a dat drumul să ne căutăm de lucru și m-am bucurat foarte tare și am venit la Cluj. Și primul loc de muncă am eu a fost la combinatul de utilaj, nu, combinatul de pilărie și încălțăminte clujana. Acolo avea o secție mică de forjă și de tratamente, eu m-am ocupat de tratamente. Primul tratamentist care a fost în combinatul ăsta de pilărie am fost eu.
școala actuală sunt 27 de copii, dintre care frecventează zilnic cam 12 până la 16. Deci, având în vedere cerințele școlare, trebuie să meargă și la școală și unii vin de 3 ori pe săptămână, lunea, miercurea și vinerea. Iar în ceea ce privește fete, am fost, cred că, al doilea sau al treilea din țară care m-am ocupat de fete, începând cu o fată și acum o mai țin minte, două fete care au venit, una Mureșan Adela și cealaltă Raț Adriana, care iar s-a bătut pe la școală și a venit la antrenament. Le-am primit, după aia, primul campionat național, am luat locul 2 pe țară cu Florina, acum Alb Florina o cheamă. Vă cunoașteți? Dați mâna acum, celălalt. Ai văzut, mă? Ăștia sunt începători. Câți ani au? Eu am 9, 8. El 8 și ăla are 8. Și de ce ai venit la box? Așa, că îmi place boxul. Păi și de ce ți-a luat fricot cu Superman? Păi el e Superman. Asta face de 2 ani box. Da, așa ne face. Nu ne... Are vreo 2 meciuri făcute. Hai în linia adunare aici. Ieșim afară la încălzire, da? Da. O să facem niște ture, o să facem niște sprinturi, gimnastică, vinim înăuntru, luăm cordă, după cordă începem cu aparate, o să facem și niște studiu în ring și pe perechi și cu lecții la mănuș, după care se termină antrenamentul cu saci, cu cors și alergări afară, da? Miron conduce încălzirea și gimnastica face Damaris. Ei sunt cei mai vechi și mai... Nu se ia după volum. Nu se ia după volum, se ia după... patru să iau la întrecere, să geam. Hai Ariana! Ana Maria, ce faci? Vezi că te trage cineva de pantaloni înapoi, hai, repede! Încep, Marius, încep! Hai, fetele! Hai, Damaris, în față! Hai încă o tură, băieți, hai încă o tură! Stânga-dreapta, semicerc, înainte-înapoi! Hai, Tudore, hai! Așa, serie înainte, serie înapoi! Pas înapoi cu contraatac! Haide! Pune dreapta pe pas înapoi! Hai, Nordi, hai, mai viteză! Aveam un coleg la servici, Gașpar, nu-l uit niciodată, și ne-o sugerat, adică trebuie să lăuda el că face box acolo. Și mă, dar ce, eu nu sunt stare să fac. Și m-am dus și eu la box. Fiind copil sărac, noi am fost 5 copii la părinți, plecați în lume, am zis, mă, poate mai fac un ban acolo. Și am mers la antrenament, eu plăcut la maestru Negre, dar n-am avut, cum să zic, satisfacție să stau prea mult la el. Am ieșit campion de zonă
pe perioada cât am fost la el și pe urmă m-am transferat la Cluj, la maestru Stanomir, regretatul maestru Stanomir, și cu maestru Chendreanu. După care la CSM Cluj, după care mergeam la servici și după masă mergeam la antrenamente. Foarte... Era timpul, tot timpul era ocupat. Atât am era sâmbătă când mergeam la părinți, că părinții mei stăteau în zona Mociului, la în hotarul Mociului, la 3 km de la autobuz. Eu luam geanta în spate și acolo făceam condiție fizică, alergam până acasă și lucram acolo. După aceea vineam înapoi și continuam de lumea serviciu. Și mai repede, continuă jos. Hop! Afară! Următorul! După ce m-am căsătorit, nevastă mi-avea salariul mai mare ca mine. Și vă zic, musai să mă mut undeva de aici, că mi-era rușine de nevastă. Pe vremuri zicea că ăla cu salariul mai mare la conduce în casă. Și eu cum să mă lasă, conducă ea. Și m-am mutat la FMR prima dată, la fabrica de mașini de rectificat. E, acolo, tot la o secție modernă de tratamente, am stat până când s-a dat concurs pentru școala de maestri la combinatul de utilaje. Deja derula, era numai fabrica de cazane și pe urmă și-am prins de la început forja ușoară și forja grea, am lucrat CT-CIS și într-o zi mă cheamă directorul Pardi, era, m-a chemat la dânsul și zice, domnul Dan, dumneavoastră am înțeles că antrenați. Eram instructor la CSM sub îndrumarea lui maestru Chendreanu. Aveam secție la Liceu Unirea. Și zice, dumneavoastră am înțeles că antrenez. Da. Era Boga, antrenor acolo, dar el lucra la Institutul de Igienă. Și zice, dumneavoastră trebuie să te ocupi de secția de box a noastră, viitorul Cuc. Zice, eu mă ocup, dar zic să nu fie probleme. Și așa mi-o dat la liceu și am început să antrenez. Hai, s-o păzând de acolo mâna. Hai, stânga. Stânga. Pleci. Stânga uppercut de dreapta, cu știu de stânga. Haide, și... Ia! Bă, bagă uppercutul ăla. Bagă-l de aici. Haide. Hop, hop, șa, și... Hop, 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 și croșeu. Șa, și... Hop, hop, hop. Ieși afară. Ieși afară, banditule, că rămânuri. Cum e să lucrezi cu fetele? Mai greu, e greu un pic, sunt mai sensibile, dar norocul meu a fost că în 2009-10 a venit o fată din Dezmir, Mera Ioana, care foarte muncitoare, disciplinată, a ajuns până când a ieșit campioană europeană, fată de lot, și locul 3 la mondiale. Dar în momentul de față s-a transferat la alt club, adică la Steaua, și nu mai activează la noi. Noi ne străduim, avem fete pe Muntean Damaris, care a fost la europenile din Italia, Dando și Eliza, și acum am o fată din SIC care promite foarte mult, Naș Dorotia, și de la Pahida, iar o fată care anul viitor intră în concurs. Eu am un principiu. Vin copiii și întreabă imediat cât plătesc maestre. Se obișnuiește ca la sălile de sport să se plătească. Pentru mine nu-i plată. Îi spun, mi-aduci doi copii și nu plătești nimic. Și așa se circulă. La un moment dat aveam 37 de copii în sală, aduși la un începere de an școlar.
că atunci s-a aduc copiii mai mult, atunci vin copiii mai mult. În rest, sau de la unii la alții și vin. Gândiți-vă că eu aveam post de maestru în producție și aveam 72 de oameni de condus, dar aveam 4 șefi de echipă trăznic, care mă ajutau foarte mult. Îmi spunea directorul, te duci în deplasare cu sportivii, dar dacă treaba îți merge la servici. Și, Doamne, îți mulțumesc tot timpul, mi-am mers și am fost și maestru de categoria 1 acolo. Am fost plătit foarte bine, mi-a fost dragă meseria de tratamente, dar pe lângă asta antrenoratul. Și după ce Cucu s-a terminat, eu am ieșit în pensie în 2004. În 2004 am fost la Voința antrenor, că acolo murise antrenorul de acolo. Și m-a rugat regretatul Iuga Coriolan și cu domnul Căpraru și cu domnul Chendreanu să redeschidem secția Voință. Am redeschis-o și cu niște neînțelegeri cu domnul Căpraru, psi bineînțeles pe linie de bani, m-am mutat la CSM. Și a venit toată gașca cu mine. Chiar atunci a începuse boxul feminin și aveam primile două campioane, Șovă Iulia și cu Cărbune Livia, care Livia acum e manager până America și Șovă e ingineră undeva în Cluj. Când mergeam afară și ne întâlneam cu antrenori, că ai fete, mie nu-mi trebuie fete, respectiv Titi Tudor, Titi Prosop și alți antrenori mari din țară. Uite că a ajuns în ziua de astăzi că toți au fete, toate cluburile din țară au fete. Nu e mai greu de lucrat cu fetele decât cu băieții? Îți mai gingașă, atâta că îți mai gingașă, dar... Ce vreau să vă spun, antrenamentele care le fac cu băieții pentru pregătire, că ieri m-ați întrebat că diferă antrenamentele, sigur că diferă. Când faci antrenamente pentru menținerea sportivă sau faci antrenamente pentru a participa la un concurs. Și concursul depinde, dacă e o cupă amicală sau campionat, diferență, sau pregătești copilul că merge la lot pentru un campionat european sau mondial. Altfel se lucrează. Deci mult mai multe lecții la mânuș, mult mai stai lângă el să lucreze corect, să aibă intensitate multă. Aruncă-l! Așa! Și! Haide! Stânga dreapta, crușește de stânga! Hai! Și! Adună. Hai, plecăm. Stânga uppercut de dreapta, crușul de stânga. Haide. Stânga uppercut de dreapta, crușul de stânga. Și. Hop! Și-o dreapta, și-o crușul. Și. Hai, hop! We'll be right back.
De când avem o nouă conducere la federație, domnul Cârtea și Mureșan, domnul Mureșan Silviu de la Zalău, s-a pornit boxul, se organizează gale și acum așteptăm, ne pregătim pentru campionatul național de fete. O să avem probabil Mangalia sau Râmnicu Sărat, la care o să particip cu 4 fete iară de la Cluj și sper să aduc iară titluri naționale. La început am vrut doar să fac un sport, nu conta, deci orice sport. Și am început cu basketul. Da, era cum era. După aia am mers la not. Mi-a plăcut și notul. După aia frate mi-a venit aici la sală și o zis să mă duc și eu să văd cum e. Am venit la sală, am făcut un antrenament, două. Maestru a început să vadă că, nu știu, prind mișcările și merge treaba și eu mi-a făcut legitimație și am continuat aici, am rămas aici. De cât timp faci sportul ăsta? De la sfârșitul 2011 am venit și în 2012 știu că am avut primul campionat. Cum e când te duci la meciuri, când aveți campionate? Cum e când intri în ring? Emoții mari. Da, sunt emoțiile, mă rog, cu maestru că mai ne susține, dar odată intrat în ring nu mai te gândești la nimic altceva, numai la tine și la adversar. Ce zic colegii la școală? Mă susțin, prima dată când le-am zis, o zis că fac mișto de ei, că nu se poate sfată, cum să fac box, nu se vede, n-am nicio lovitură, sunt feminină, nu, da. Băieții se feresc de tine? Nu. Sau nu știu, n-am observat. De cât timp faci sportul ăsta? De la 10 ani, aproape 9 ani. Și cum ai ajuns să faci box? Ei, prima dată am făcut handbal, aproape o lună, m-au dat afară că eram prea mic și am vrut neapărat să fac un sport. Și taică mi-a spus să aleg între box și basket și am ales boxul. De când s-am mutat sala aici, tot aici sunt. Cum e să faci box? Frumos. Depinde și de fiecare ce-i place, da? E foarte frumos. Tu ce titluri ai în palmares? Vicecampion național, locul 2 la Cupa României, bronz la naționale, mai mult. Ce zic colegii la școală? Ce zic prietenii că faci box? Păi, colegii, prima dată când m-am dus la liceu, nu știau că fac box. Eram prea calm și nu și-au dat seama că fac. Trebuia să le spun eu că fac box și după aia s-au mirat toți, cum, că ești așa calm. Na. Cam nu știu da seama că fac box. Un antrenament, ca la orice sport, trebuie prima dată o încălzire, în prealabil, încălzirea specifică, gimnastică specifică, după care se trece la aparate constant, cors, saci, formă, palmare cu antrenorul, lucrul la palmare care e foarte important, acolo se corijează mult sportivii. Se corijează tehnic, ca exerciții tehnice, lovituri corecte, toate se fac, după care se repetă la saci. Ore multe se repetă la saci. De unde ești? Apahida. Și vii în fiecare zi? Da. După școală, în fiecare zi. De cât timp faci box? Aproximativ 2 ani de zile. Cum ai ajuns tu la sportul ăsta, taman la box? Nu știu, m-am gândit că n-are ce să fie niciun pericol, nu... Am că să încerc, să vedem până unde o să ajung. Mi-am propus și am venit. Ce zic colegii de tine? Toți se tem, așa zic, o fată face box, wow! Toți rămas uimiți. Băieții te ocolesc? Aproximativ toți. Dacă îi le mai aplici câte o corecție sau n-a fost cazul? Nu, dar se poate. De la început, după 2-3 zile de antrenament, am un secret al meu care îl fac, să-i caut curajul copilului. Înainte se spunea că alții aveau un ciocan mare de plastic, care de fapt nu era greu și îl punea jos și dacă închidea ochii când i-a arătat ciocanul, zicea că e fricos. Eu, la mine este un principiu foarte simplu, îl pun cu mâinile la spate, în genunchi și dacă cade fără să-și desfacă pe burtă, fără să-și desfacă mâinile, înseamnă că copilul ăla e curajat. Și să știți că
Eu am constatat că așa este. Așa este. Ăla care o desăcu mâinile de la spate, nu mai face rezultate. Avem și copii foarte talentați și alții mai puțin talentați, dar care pot să ajungă la un nivel înalt de performanță printr-o muncă susținută, prin antrenament continuu și, bineînțeles, prin voință, prin perseverență. Fără efort și fără sacrificiu nu se poate face performanță, nu numai în sport, dar în niciun alt domeniu. Cum e boxul la fete? În ultima vreme fetele sunt foarte interesate de box. Le place. Nu exista prejudecata că se rupe nasul, că se deformează arcadele. Lucrurile nu stau deloc așa. După cum observați, un antrenament de box nu este numai o bătaie continuă, un sparring, cum se numește în limbaj de specialitate, ci cuprinde anumite etape. Etapă de pregătire fizică, de pregătire tehnică, de box cu umbra. Sparringul este doar un aspect și, în plus, în antrenament, loviturile nu se dau cu toată forța. Nu este permis așa ceva și, în plus, de asta maestrul nu ar permite ca elevii să se accidenteze în cadrul antrenamentelor. Deci, fetele se simt bine, nu există niciun pericol. Sunteți un antrenor dur? Nu cred că se poate spune dur. Eu zic că îmi fac datoria, îmi fac treaba. Încă mai pot să-mi fac treaba. La 64 de ani mă mișc, fac lecții la mănuși cu ei, încă pot să lucrez. Și când o să mai pot să lucrez, îmi doresc să-mi găsesc un băiat să las toată comora asta pe care o am acum. Cu fete, cu băieți care cred că i-am dus pe un drum bun. Investiți mult în ei? Muncă și cu ajutorul clubului, eu în fiecare lună am cam 11-12 copii la care să dau indemnizații de efort pentru a le răsplăti munca lor. Premiile care le, dacă iau medalii, eu întotdeauna mă duc pe ideea că suntem un cup departamental finanțat de minister și trebuie să scoatem rezultate. Nu putem să fim club particular, să numai să avem nume. Trebuie să avem nume cu rezultate. Și în tot anul la noi cu rezultate. Eu zic și datorită muncii și seriozității, vă dați seama, eu fac naveta de la jocul zilnic la Cluj. Dezamăgiri vă macină când, de exemplu, e un eșec sau e o dezamăgire? Foarte tare. Eu le spun la mulți, mai antrenorul suferă mai mult ca sportivul. Sportivul intră în ring, el te ascultă sau nu te ascultă, tu atunci când vezi că nu te ascultă și vezi că loviturile alea ar merge sau apărarea aia trebuie să o țină, de exemplu, multă lume caută stângaci, în special ficatul. Tot timpul le spune, mă, trage cotul bine pe ficat, trage cotul, că cum te agață în ficat, deja de acolo ai început să pierzi meciul. Și sunt copii care te aud din ring, sunt care nu te aud. Deci tu strigi la el să facă exercițiul ăla. Iată copil, a fost copil, am avut cazuri când s-a dat jos din ring și s-a dus la vestea și m-a întrebat, mai se dai, eu nu urmez, nu boxez. Așa emoții au, așa emoții prind, de nu poți, nu-și dau seama. Sau mai este, ce, cum am boxat? Păi nu s-a bine, mă. Dar mai este, când l-o numărat eu, l-am lovit. Nu, coptica sângur. Da, sunt tot felul de... Și lucruri haznici între activitățile pe care le facem, și satisfacții, și supărări, și... Există vreo lovitură secretă, sever ban sau ceea ce ai învățat? Da, uppercut de stânga, croșet de dreapta, asta e. În momentul când îl cată, să-l cate la ficat, trage mâna și rămâne aici, dacă rapid dă croșetul de dreapta, l-o prins.